Dacă este sărbătoare, noi vă aducem pentru fiecare muzică, umor și momente speciale. Haideți cu noi la Aer Liber să petreceți cu voie bună! Îndrăgiți artiști vă vor încânta cu cele mai frumoase melodii. Vă invităm la Iarbă Verde pentru a vă distra așa cum nu ați mai făcut-o până acum. Doamnelor și domnilor, în această dimineață vom afla cine este bărbatul misterios care va prezenta alături de Lavinia emisiunea Matinal și Populari. Îl iubește toată țara, v-a ajuns la suflet cu glasul lui, dar niciodată nu v-ați imaginat că va prezenta o emisiune de divertisment. Rămâneți alături de noi, în câteva clipe aflăm cine va sta pe fotoliul matinalului. Thank you.
aplauze pentru un ansamblu extraordinar. Vă spun și eu bună dimineața, vă rog să vă retrageți așa puțin mai în spate, să ne vadă și cei de acasă. Ansamblu Drăgșănelu este astăzi alături de noi. În zi de 1 mai mulțumim domn profesor Andrei Hamza pentru prezență. Ce faceți? Cum de-ați ales să fiți în această dimineață alături de noi? Bună dimineața, am răspuns invitația noastră și ne bucurăm să fim prezenți la... Hai să facem o respirație. Așa, așa, educația fizică de dimineață, da? Bună dimineața, încă o dată. Ne bucurăm să fim în această zi la dumneavoastră în Parcul Național. Și mulțumim încă o dată primăriei sectorului 2, oameni extraordinari și, bineînțeles, suntem aici datorită faptului că Etno TV este și partener media și le mulțumim din suflet organizatorilor primăriei sectorului 2 că ne-au ales. Ei bine, este 1 mai și v-am scos la aer liber. Dacă tot n-am ales să facem un grătar în pădure, noi am vrut să fim astăzi alături de spectatori și telespectatori, alături de dumneavoastră să intrăm cu voie bună în inimile și sufletele românilor. Sperăm să petreceți alături de noi până la orele 12 prin intermediul acestei emisiuni minunate, matinal și populari! Ei bine, vedeți că este în cadrul nostru o pată de culoare, jilțul cu care v-am obișnuit în platoul emisiunii, l-am ocupat și eu, am mai fost ocupat, dar sper eu ca locul să fie definitiv ocupat. Nu vă pot spune despre cine este vorba, pentru că și eu îmi pun întrebarea întrebătoare, dar până atunci vreau să salut și eu patru doamne extraordinare, să-i spun bună dimineața Georgianei Spânu, doamna Ileana Lăceanu, bună dimineața, iubită doamnă, doamna Maria Ghinea și doamna Saveta Bogdan. Aplauze, aplauze și bineînțeles fanelor și fanilor care ne sunt alături de noi aici în Parcul Național București. Dragilor, vă așteptăm în continuare să veniți cu mic, cu mare. Dacă tot locuiți în București și alegeți să veniți cu metroul, coborâți la stația de metro Piața Muncii și mai mergeți puțin pe jos, că mersul pe jos face picior frumos. Ești foarte bine îmbrăcat, frumos, pantofi eleganți ștergi, totul e ok aici pe scaun, vă dau eu datele exacte. Lavinia este un balerin frumos. Este un balerin, doamna Saveta, dar ținem gurița închisă. Dar bineînțeles că o ținem închisă. Să nu desăinui. Nici nu mă gândeam că Dumnezeu drăguț o să-mi dea așa, coleg. Are ochii albaștri. Are ochii albaștri. Da, dragule. Cred că sunt verzi. Cred că sunt verzi ochii lui. O să te mângâi așa puțin. Foarte frumoasă textura a fotoliului. Îmi place extrem de mult. Cred că o să-mi aleg și eu un astfel de jilț acasă. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Ciungan pentru acest sacou pe care astăzi îl port de la Tismana. Vă mulțumesc din suflet și sunt mândră că am ales și eu să fac parte din formația asta alături de colegul meu. Nu ne-am vorbit și ce credeți? Ne-am îmbrăcat. Nu mai zâmbi așa, drăguțule. Îmi vine să te provoc să scoți un cuvințel, dar mai bine taci. Să mai vorbesc eu jumătate de oră cât mai pot. Ei. Deci vreau încă o dată să aplaudăm, să ne aplaudăm colegii, să aplaudăm Etno TV, primăria sectorului 2 și toți telespectatorii și spectatorii că iată și-au făcut timp să ne fie în această dimineață alături. Ei bine, cum se poartă și la casele mai mari, mai bei o gură de cafea, mai iei o pauză, mai glumim, mai râdem, mai facem poze, eu vă dau o întâlnire în scurt timp, că ne reîntâlnim aici în platoul din Parcul Național, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim! Haideți cu noi la aer liber să petreceți cu voie bună! Îndrăgiți artiști vă vor încânta cu cele mai frumoase melodii. Vă invităm la Iarbă Verde pentru a vă distra așa cum nu ați mai făcut-o până acum. Credință în Dumnezeu, mi-am
Sunteți doamna Maria Ghinea. Da, vreau să numai doamne frumoase aici alături cu zâmbetul pe buze și le mulțumim încă o dată. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Așa, să trezim și publicul telespectator de acasă. Doamna Maria Ghinea, sunteți atât de frumoasă! Eu vă spun asta de fiecare mulțumesc dată când vă revăd. Asta pentru că n-am dormit azi noapte. Am venit cu tot dragul în această dimineață. Da, da, am vrut Maria să încep cântat. Și o lună bine. Și am vrut să o încep alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că v-ați găsit timp să veniți aici lângă noi. Și le mulțumim organizatorilor încă o dată și gazdei noastre, Primăria Sectorului 2, că iată, datorită dânșilor, prin organizarea acestui eveniment frumos, suntem astăzi alături de dumneavoastră. Doamna Maria Ghinea, dar cum de ațeles să ne fiți alături și nu la grătar? Nu e așa că e mai frumos aici? E mai frumos, uite, doamne, doamne, ne-ai iubit, e timp frumos, oamenii sunt veseli, doamnele sunt pline de bucurie. Deci... Gilțul e nemișcat. Sunteți curioasă să vedem despre cine este vorba? Ei, dacă nu îmi dai de băut, s-ar putea să vă spun cine este acolo. Eu zic să vedem dacă următoarea invitată e la fel de nerăbdătoare și o invit alături de mine pe doamna Saveta Bogdan. Ei, de la St. George's, băi, a venit. Mai de la St. George's, băi, mai am venit. Măi, bună dimineața! Bună dimineața, dragii mele! N-ați dormit deloc nici dumneavoastră de ați venit aici așa de dimineață. Aplauze măi, pentru doamna Saveta! Mulțumim că sunteți alături de noi. E frumos. Dumnezeu ne iubește, vorba lui Maria. Toată lumea ține cu noi. Avem aici... Și surpriza noastră care numai e acolo. Numai zâna măseluță nu ține cu mine, că n-a trecut voie. De vineri măseaua asta, doamna Saveta. Aveți un leac, nu știu, de exemplu, mici ăștia dumneavoastră consumați mici? Măi, n-ai văzut... Sau mai mari? Băi, dar mai mari! Măi, dar
Dar de la toată lumea plac micii mai mari, măi. Serios, păi de asta suntem și noi aici, la Festivalul Micului Cel Mare. Așa. Mai în urmă, cu câteva zile l-am văzut și eu pe Micul Cel Mare. M-am mirat puțin, dar astăzi am concluzionat că sunt de mai multe feluri. Da, sunt foarte, foarte mari, micii, chiar m-am bucurat. Și v-ați bucurat să-i gustați sau să-i vedeți? Eu am și gustat din ele. Bravo, bravo. Eu am și gustat, dragile mele. Eu sunt o pofticioasă, de când mă știu, am fost o foarte mare pofticioasă. Și uite, astăzi am avut ocazia, mi-era dor de mici. Eram în America și zic, Doamne, mici ca în România, la noi nu sunt nicăieri. Păi și dacă toți sunteți în România de 1 mai, alături de acest public minunat, de telespectatorii vreau noștri, vreau să le urez sănătate. Să dea Dumnezeu. La toată lumea și la tot poporul român și la cei din străinătate le doresc sănătate și să vină să mănânce micii cei mari de la noi. Așa în suntem mari, dragii național, mei. În Parcul Național București. Doamna Saveta, ne cântați, da? Cu mult drag, vă câștigăm mai vorbim. Noi suntem pregătiți de dans, o ascultăm cu mare drag. Doamna Saveta Bogdan. Noi hai la mici. Cât pe lume am trăit, mășai la la, am iubit și-am pătimit, mășai la la. Cât pe lume am trăit, mășai la la, am iubit și-am pătimit, mășai la la. În viață când iubești, mășai la la, din dragoste pătimești, mășai la 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 la. Că în viață când iubești, mășai la la, din dragoste pătimești, mășai la 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 la. Au, cât pe lume am trăit, mă, am iubit și-am pătimit. Mă-ntreabă cineva, mășai la la, ce-aș alege în viața mea, mășai la la. De mă-ntreabă cineva, mășai la la, ce-aș alege în viața mea, mășai la la. Aș alege tot iubirea, mășai la la, și lacrimi de fericire, mășai la 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 la. Aș alege tot iubirea, mășai la la, și lacrimi de fericire, mășai la 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 la. Au, de mă-ntreabă cineva, ce-aș alege în viața mea? Aș alege om frumos, mășai la la, iubitor și drăgăstos, mășai la la. Aș alege om frumos, mășai la la, iubitor și drăgăstos, mășai la la. Sănătate și mulți bani, mășai la la, să trăiesc într-un mulți ani, mășai la 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 la. Sănătate și mulți bani, mășai la la, să trăiesc într-un mulți ani, mășai la 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 la. Au, aș alege om frumos, mă, iubitor și drăgăstos. Iar la cei de lângă mine, așa e la la, sănătate și mult bine, așa e la la. Iar la cei de lângă mine, așa e la la, sănătate și mult bine, așa e la la. Să petrecem împreună, așa e la la, la mulți ani cu voie bună, așa e la 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 la. Să petrecem împreună, așa e la la, la mulți ani cu voie bună, așa e la 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 la. Au, iar la cei de lângă mine, sănătate și mult bine, să petrecem împreună, la mulți ani cu voie bună. Mulțumim, mulțumim, doamna Saveta. Mulțumesc foarte frumos. Se pare că am multe ardelence aici, că am ardelence, că vă că le-a plăcut ardealul nostru. Da, e matinal totuși, sunteți la matinalul numărul 1, la matinal și popular, nu putem să chiuim și noi mai din suflet, așa? Au chiuit săracile. Hai să facem chiuit o probă. Doamna Saveta, dați dumneavoastră tonul. Așa, dragi doamne, să arătăm celor de acasă că avem plămâni, slavă Domnului. Că-i veselie și le așteptăm pe toate, toată lumea să vină. Așteptăm pe toată lumea să vină. Vă așteptăm pe toți. Doamna Saveta, acum că tot suntem în zi de 1 mai, în zi de sărbătoare, nu vă întreb dacă vă amintiți, vă întreb dacă recent ați fost la defilări. Draga mea. Nu în pijamale, mă refer defilările. Pe timpul odiosului
lumea știe, doamnele de aici, noi eram pe stadioane mari. Odiosului sau hodiosului? Măi, hodiosului, cum vrei tu să-i zic, treaba este că era foarte multă lume, era atât de frumos, dragile mele, era frumos, măi, ia... Frumos, frumos, foarte frumos! Era foarte frumos, mâncam mici, beam bere... Ia să vedem ce zice bunic. Mâncam mici, ne mai tare și mai de bere beam. Păi și acum avem bere la festival. La anii mei nu mai merge. Și acum... Da, dar era frumos. Era frumos, doamna. Dar de-abia așteptam să vie 1 mai. În fața televizorului. 23 august așteptam. Așa dar e. Acum nu mai e. Acum e altceva, ne-am modernizat. La teatru de vară, că așa îi se spune aici, teatru de vară 23 august, tot timpul erau era spectacole și veneam, era aici plin. Plin era, uite, avem fane aici și doamne iubite, frumoase, cu care chiar avem ce discuta. Așa le este. Mulțumim din suflet, doamna, dar vreau să vin alături de mine, că mai schimbăm așa zonele țării și vreau să-i spun bună dimineața. Iau microfonul. Mulțumesc. De la doamna Saveta, Georgiana Spânu. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! O tânără talentată ce pășește cu pași frumoși pe drumul cântecului popular românesc. V-ați bucurat de prezența ei și de vocea frumoasă pe care o are la emisiunea noastră în platou și în această dimineață, chiar aici, în platoul pe care noi l-am organizat în Parcul Național. Ce faci, draga mea? Mă bucur tare mult să te văd, ești foarte frumoasă. Mulțumesc din suflet. Și ți-am spus că atunci când voi face o fetiță ne vom încuscri, pentru că vei fi o cuscră superbă. Doamnele sunt mulțumesc, de acord cu mine, mulțumesc. Nu? Mulțumesc, am ajuns să ne facem planurile pentru așa. Copii, vezi? Mă bucur tare mult că sunt în această dimineață alături de voi și mulțumim organizatorilor pentru că datorită lor suntem aproape de dumneavoastră și nu ne mai desparte sticla. Acum putem face poze, putem face glumițe, ne puteți povesti... Nu, ce trăiați dumneavoastră când eram eu atâtica, că eu încă nu l-am prins. Vorbim de la egal la egal, nu? Și mă bucur că sunt aici cu voi. Înainte de emisiune spuneam, mi-aș fi dorit să fiu la mare, dar acum rectific și spun nu, mă bucur foarte mult că sunt aici. No, uite, e o atmosferă aici o superbă. A plouat, a fost frig, noi ne bucurăm de timp frumos în Parcul Național și aici în București. Și de ce să nu profităm de ocazie până la urmă, Georgiana? Așa e, și avem oameni superbi lângă noi care așa ne vine dispun și care ne fac ziua frumoasă și specială. Și vă mulțumim că v-ați trezit dimineața și ați venit alături de noi. Și pentru că este 1 mai, dragilor, cred că în fața televizoarelor așteptați cu nerăbdare să descoperiți cine este prea fericitul, nemai întâlnitul și mult iubitul, ce să-i zic, șezlongar, jilțar momentan, că nu pot să-l denumesc. Sunt și eu nerăbdătoare să vin alături de mine, cu Dumnezeu înainte spun că va fi cea mai tare echipă de matinal, dar până atunci un cadou muzical avem din partea Georgianei Spânu și o ascultăm cu mare drag! S-aude muzica în sat, măi, bădiță, măi. Lumea-n joc s-o adunat, măi, bădiță, măi. Joacă fete și flăgăie, tot perechi cât e doi. Numai o catochi dă-i, măi, bădiță, măi. Catochi și i-am iubit, vers ca iarba de cosit. Numai puntea mășit, măi, bădiță, măi. Dacă o iubit, sârba s-au învârtit. Asta-i sârba dorului, frumusețea jocului. Și niodată o iubit, sârba s-au învârtit. Și în sârbă am
alta, măi, bădiță, mă. Dragostea s-o străcat, bădișorul meu. Fii după voia ta, că eu nu te-oi judeca. Și n-ai să vezi lacrima, bădișorul meu. Asta-i zârba dorului, frumusețea jocului. Și niodată o iubit, zârba asta o învârtit. Așa-i viața cu dureri, lume, draga mea. Cu fel și fel de păreri, lume, draga mea. Ferească-te Dumnezeu când părerile-s de rău. Și iubești și nu-i al tău, lume, draga mea. Bucurii nu poți avea pe lacrima altuia. Cât ți-ar fi dragă cineva, lume, draga mea. De Dumnezeu când părerile-s de rău. Și iubești și nu-i al tău, lume, draga mea. Bucurii nu poți avea pe lacrima altuia. Cât ți-ar fi dragă cineva, lume, draga mea. Doamnelor și domnilor, în această dimineață vom afla cine este bărbatul misterios care va prezenta alături de Lavinia emisiunea Matinal și Populari. Îl iubește toată țara, v-a ajuns la suflet cu glasul lui, dar niciodată nu v-ați imaginat că va prezenta o emisiune de divertisment. Rămâneți alături de noi, în câteva clipe aflăm cine va sta pe fotoliul matinalului. Dacă e 1 mai, noi vă provocăm la o porție bună de distracție. Iar dacă zici 1 mai, românului îi place să petreacă și să savoreze tradiționalul mic. În această dimineață, supunem vedetele la o provocare. Cine e mai mare și mai tare? Micul versus vedetele. Rămâneți cu noi, vă veți distra pe cinste! Sunt băciță de la Crasna, la 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 la. Floricea ca sunt ziana, la 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 la. Sunt băciță de la Crasna, la 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 la. Și mi-am pus în păr o floare, la 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 la. Că e zi de sărbătoare, la 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 la. Mi-am luat purtul ciobănesc, mă, la 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 la. Și-am venit să vă doinesc, mă, la 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 la. Când privești vara spre ei, mă, la 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 la. Ce frumos sunt munții mei, mă, la 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 la. Când privești vara spre ei, mă, la 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 la. Pe toate poienile, mă, la 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 la. Se văd păsc în turmele, mă, la 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 la. Iar bacii în urma lor, mă, la 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 la. Cântă doinele cu dor, mă, la 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 la. Așa suntem noi,
făcuți, mă, la 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 la. Să stăm vara sus în munți, mă, la 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 la. Așa suntem noi făcuți, mă, la 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 la. Să stăm vara sus în munți, mă, la 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 la. Să cântăm printre brădui, mă, la 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 la. Învârtit adorului, mă, la 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 la. Să jucăm, să chiuim, mă, la 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 la. Să nu ne mai despărțim, mă, la 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 la. Păi să jucăm, să chiuim, mă. Păi să nu ne mai despărțim, mai hop, și așa, și așa. Mulțumim! Aplauze furtunoase pentru Crăiasa Munților! Ne bucurăm din suflet că doamna Ileana Lăceanu a ales să fie astăzi alături de noi. Un om deosebit și la suflet, și la chip, și la înzestrări de la Dumnezeu, și la are toate calitățile. Bine v-am găsit! Și având în vedere că este luni și că vin de la Târgu Jiu, am plecat la ora 2 azi noapte, n-am dormit absolut deloc și sper să mă descurc. Aș fi zis că ai dormit vreo 12 ore, ești așa luminată la față și atât de frumoasă, Ilenuța, hai dragă. Să spun un secret. Yes. M-am machiat pe autostradă. Aoleu, serios? Da. Păi, Ilene, acolo îi vin și îi vine inspirație și pentru versuri, ceva. Nu? Toți șoferii de troleibuze m-au salutat când m-au văzut îmbrăcată la volan. Deci, păi, normal. Bucureștiul m-a recunoscut. Bucureștiul de altă dată o știe pe Ileana de când era fată. Ai văzut ce rime am făcut încă de dimineață, Ilenuța? Vreau să vină și doamna Maria și doamna Saveta și Georgiana alături de noi. Încă o dată mulțumim ansamblului Drăgșănelul. Merită aplauzele noastre, copii talentați. O avem alături de noi și pe o doamnă îndrăgită de către dumneavoastră, un artist fără egal, zic eu, o doamnă extraordinară și o așteptăm alături de noi. Este vorba de doamna Steliana Sima! În scurt timp o să vină alături de noi să vă bucure inimile și mulțumim din suflet că astăzi, de 1 mai, este alături de noi. La mulți ani, români iubiți din țară și din străinătate, pentru că sunteți plecați în număr foarte mare. Doamnelor, eu nu mai am răbdare să descoperim cine stă pe jilțul acela. Cred că hai este că să termină emisiunea și stă acolo. O să rog să, doamnele, să ne facă puțin loc, să mai mergem să-l vedem dacă e bine, sănătos, să-l mai peridescame puțin așa. Că de când stă aici s-a așezat și praful pe el. Da, uite ce frumos e, doamna. Are ochi albaștri. Doamna Saveta, ia întindeți mânuța. E viu, e viu. Întindeți selfie stick-ul și luați microfonul de acolo, că eu pe dumneavoastră trebuie să vă aud tot timpul microfon. Eu trebuie să-l primim cu vin, ia uite-te. Nu este vin, este suc de afine. Păi de suc de afine, ce contează? Vreau să-l primim așa cum se cuvine, măi. Uite-l bea cu carafa, ce tupeu are. Este un balerin frumos. Ce tupeu are. Vrei să vorbești? Ar vrea să vorbească, da. Poți să pui mâna pe mine dacă vrei. Hai, nu-ți fie frică. Că o să fiu colega ta. Deci pui numai pe ea. Nu, doamne, mai la șoldă, așa, că aici fac sală în partea de sus. Auzi, numai pe ea, pe mine nu pui. Noroc am sacou păi nou, pune nu e mâna cu scămoză. Și pe mine, măi. Că, și eu hai sunt... că doamne, să vezi. Aoleu! Deci eu cred că sunteți nerăbdători să aflați și dumneavoastră, dragi telespectatori, că a început cu ghidușiile încă de dimineață, vedeți bine. Aoleu, ce o să ne facem? Doamna Maria, luați puțin microfonul, spuneți-ne. Făceți o descriere scurtă. Păi ce descriere să-i fac? E frumos. Da. E talentat. E tânăr. Da. Are ochii verzi, alba. Doamna Ia uite, Saveta. Eu zic albaștri, albaștri, albaștri. Dacă putem, știam că o să te-am coleg, casting, mă mai măritam. Putem face casting să-l însurăm. Da. Da, neapărat să-l însurăm. Ce să vă spun? Are urechi. Ești atent spre blond. Are un nas mare, deci e bun de presilă. Doamna Saveta, eu care sunt în floarea vârstei și n-am zis de nas, dar este... cum, după nas se cunoaște bărbatul care e valabil sau nu. Aolo. Mă face să mă uit acum în public la da, un domn. Mincinosule. Și dumneavoastră aveți un năsuc mic și frumos? Eu l-am cârn, că așa m-a făcut mama. Dar lui e lung, tată, e de ăla adevărat. Vai de capul meu. Cred zici, că au descoperit cum zici, Ileana? Dacă ți-aș mai spune ceva, sigur, telespectatorii și spectatorii... Ei, dacă aș mai spune și altceva, mai bine ar fi... No, ce zici să spun mai păstrăm puțin, mai păstrăm. Nu, dai de băut? Nu divulgăm acum. Îl mai lăsăm puțin la soare să fie mai bronzat
că e ușor alburiu. Măi, eu cred că vine din zona Dobrogei, ci că ăștia constanțenii la mare, da, știi, nu sunt brăzați suficient, că ei dacă de acolo sunt, eu vara cred că sunt cea nu, mai deschisă. Nu, dragul meu, el vine din Telorman. Vrea să-ți spovedească, doamna Saveta. Vrea să-ți spovedească, sunt fusta mea. Măi, câte rele ai făcut? Câte femei ai iubit, spune drept. Păi se vede acum, pă câte, pă câte le-ai lăsat plângând? Eu până o las pe doamna Saveta să-ți povedească pe colegul meu. Câți copii ai făcut cu ele de la șpuri, așa știi cum zice la noi, de la șpuri. Doamna Saveta, renunțați la microfon să vorbiți în șoaptă acolo cu spovedania. Eu vreau să o invit alături de mine pe doamna Maria Ghinea, pentru că mai avem de așteptat, trebuie să ținem în suspans oamenii până o să descopere despre cine este vorba. Mă lași să și spun când de o unde să descoperim, poate n-aud aici chiuituri și aplauze, că mă supăr tare. Adică e păcat la ce nas are. Să ascultăm pe Maria Ghinea. Deci mă lași să spun de unde vine? Nu acum. Nu, nu, mai așteptăm, mai așteptăm. Că ce-i frumos trece repede și eu vreau să mă bucur de moment. Că doamna Saveta o să-i rămână mintea la nasul lui. Hai să o ascultăm pe doamna Maria Ghinea, zic. Fratele la frate ține și la rău ca și la bine. Banii, nici bogăția nu vor desliga frăția. Nu uită că zi de zi se jucau de mici copii. Din același plic mâncau și împărțeau tot ce aveau. Așa sunt pe lume frații, nu uită unii de alții, că orice drum și-ar alege, frăția rămâne lege. Dragostea își poartă, chiar dacă greșește se iartă. Că o inimă de frate iartă greșelile toate. Trec prin apă, trec prin foc, ar muta munții din loc. Și viața din ei și-ar da să se poată ajuta. Așa sunt pe lume frații, nu uită unii de alții, că orice drum și-ar alege, frăția rămâne. Și fiecare își caută loc sub soare. Se despart drumurile, dar în suflet, fratele, îl porți cu tine mereu, că-i lăsat de Dumnezeu. Așa sunt pe lume frații, nu uită unii de alții, că orice drum și-ar alege, frăția rămâne lege. Așa sunt pe lume frații, nu uită unii de alții, că orice drum și-ar alege, frăția rămâne lege. Și băieți, și în horă vă prindeți, de-o parte nu rămâneți mai. Jucați pe lângă bătrâni, că pe joc ei sunt stăpâni,
la străgături sunt buni, măi. Haideți, fetiți și băieți, și în horă vă prindeți, de-o parte nu rămâneți, măi. Jucați pe lângă bătrâni, că pe joc ei sunt stăpâni, și la străgături sunt buni, măi. Din sufletul meu, cât mă ține Dumnezeu, lume. Am să cânt cât am să pot și la joc am să vă scot, la hora de piste tot, mă. Am să cânt hora mereu, lume, din sufletul meu, cât mă ține Dumnezeu, lume. Am să cânt cât am să pot și la joc am să vă scot, la hora de piste tot, mă. Ăsta nu e joc de stat, ăsta e joc adevărat. Și băieți, și în horă vă prindeți, de-o parte nu rămâneți, mă. Jucați pe lângă bătrâni, că pe joc ei sunt stăpâni, și la străgături sunt buni, mă. Haideți, fetii și băieți, și în horă vă prindeți, de-o parte nu rămâneți, mă. Jucați pe lângă bătrâni, că pe joc ei sunt stăpâni, și la străgături sunt buni, mă. De ești flăcău frumos și la joc îndemănos, măi. Ca tine încă mulți sunt, cu mândre în joc se-nvâr, și la toți cu drag eu cânt, măi. Nu fi băieti fălos, chiar de ești flăcău frumos și la joc îndemănos, măi. Ca tine încă mulți sunt, cu mândre în joc se-nvâr, și la toți cu drag eu cânt, măi. Cântă de joc și de noroc, să petreșim la un loc, măi. Voie bună vreau să fac la bogat și la sărac, lume. Cântă de joc și de noroc, să petreșim la un loc, măi. Voie bună vreau să fac la bogat și la sărac, măi. Haideți, fetii și băieți, și în horă vă prindeți, de-o parte nu rămâneți, măi. Jucați pe lângă bătrâni, că pe joc ei sunt stăpâni, și la străgături sunt buni, măi. Ora mare s-a făcut și bine ne-am petrecut, orele când au trecut, măi. Încă o dată ia mai zi, ora așa cum o știi, să ne prindă zori de zi, măi. Mulțumim, mulțumim, Georgiana Spânu. Dragilor, cred că vă fac o surpriză frumoasă astăzi de 1 mai, dumneavoastră, celor de acasă, spectatorilor noștri, dar dăi și se pot bucura pentru că sunt în Parcul Național și pot veni la acest stand minunat. Ei bine, dacă m-ați admirat încă de dimineață și mi-ați admirat ținuta pe care o port, trebuie să-i mulțumesc încă o dată domnului Ciuncanu și m-am alăturat astăzi nepotului, fiului. Cu cine avem plăcerea astăzi? Bună dimineața, sunt nepotul domnului Ciuncanu. Bună dimineața! Spune-mi prenumele, să vorbim, prieten. Cornel. Cornel, Lavinia, îmi pare bine. Ne știm deja pentru că ești un vânzător extraordinar, explici foarte bine fiecare țesătură, tehnica care se aplică pentru fiecare obiect de vestimentație, ce să zic eu, o măiestrie. Poți să ne descrii în câteva cuvinte, te rog? Da, cum să nu? Hainele sunt făcute la noi în județul Gorj, în Tismana, satul Gornovița. Toate hainele sunt lucrate manual. Și durează până sunt realizate. Nu... De exemplu, un sacou ca acesta pe care eu îl port, sau cum se numește? Zic bine sacou? Pardesiu. Da. Pardesiu. Cât durează mâna de lucru pentru acest pardesiu? În jur de o lună și jumătate. Ei bine, dragilor, iată ce măiestrie și ce frumusețe poate ieși din mâinile unui român
care depune pasiune, timp de altfel și lucrurile sunt excepționale. Am să mai îmi fac unul pentru iarna viitoare, dar mai lung, așa, pentru că zici că este o prezentare de modă aici la Cornel, zic de această dată, pentru că tu ești la acest an și vă invit cu mare drag să vă bucurați și să achiziționați unul dintre aceste minunății pe care le puteți găsi la stand. Cornel, spune-mi dacă te găsesc oamenii sau vă găsesc pe voi pe pagina de Facebook sau cum pot lua legătura. Chiar mai ieri am primit un mesaj de la doamna Rodica Mitran, era interesată de asta. Deci aveți o carte de vizită, iată, am să o arăt și colegului meu și vă invit cu mare drag să vă achiziționați și dumneavoastră un astfel de pardesiu, un costum, o ie sau de ce nu, o fustă, în funcție de necesitățile fiecăruia. Cornel, îți mulțumim din suflet! Mulțumesc și eu, o zi bună! Vânzare bună! Mulțumim, mulțumim! Aici, în Parcul Național, vă așteptăm. O să mă alătur și grataragiilor, pentru că fac niște mici excepționali. Dar m-am pierdut cu privirea puțin la brânzeturi. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Noi ne-am mai întâlnit și vineri și am văzut aici bunătăți. De unde vin bunătățile astea? Județul Vrancea. Până la orele 12 așteptăm și noi să mâncăm o bucată de brânză. Cum să nu? Cu mare drag! Mi-a plăcut zâmbetul dumneavoastră și mai ales că știți să vă tratați clienții și de asta am și venit să vă salut. Să aveți vânzare bună și produse foarte, de cea mai bună calitate. Doamne ajută, vă așteptăm. Mulțumim, mulțumim! Eu trebuie să mă întorc la colegul meu. Oare o să descoper de data asta Jilțul? Cine va fi pe Jilț? Dar până descoperim Jilțul, mai bine aș chema-o pe doamna Ileana Lăcealu în centrul platoului. Lavinia! Să ne cânte. Ia spune, Ilenuța, te aud. Lavinia, spune și mie ce cântec urmează. Stai să mă gândesc ce cântec. Păi firația-i dracu dușman să fie? Da? Nu știu. Aoleu, păi nu știu. Nu știu. Ăla urmează. Nu știu ce piese ai ales tu acolo, dar vreau să ne cânti pentru că este rândul tău acum să bine dispui oamenii. Îl dedicăm la toată lumea care s-a adunat astăzi aici și la toți care sunt în fața televizorului. Bravo! Să ascultăm Ileana Lăceanu! Firai tu să fii mărine cu năravul după tine. Firai tu să fii mărine cu năravul după tine. Că ai nărav păcătos, iubești tot ce e frumos. Că ai nărav păcătos, iubești tot ce e frumos. Le minți și le iubiși, până pe mine mă găsești, mă. Le minți și le iubiși, până pe mine mă găsești, mă. Dar când ajunsești la mine, niciuna nu-ți mai convine. Dar când ajunsești la mine, niciuna nu-ți mai combine. Acum știi ca să trăiești, una bună să iubești, mă. Acum știi ca să trăiești, una bună să iubești, mă. Trăiești pe picior mare, s-a luat lumea de mirare. Că trăiești pe picior mare, s-a luat lumea de mirare. Și eu, neică mărine, am un drag mare de tine. Dar și eu, neică mărine, am un drag mare de tine. Chiar de le-ai iubit pe toate, le-ai dat mărine la spate.
toate mărine. Tu mă iubești doar pe mine, chiar de le-ai iubit pe toate. Le-ai dat mărine la spate, că dintre toate mărine. Tu mă iubești doar pe mine. Mulțumim! Aplauze furtunoase. Băi, pentru la Vinia, ce mi-ai făcut? Vreau să întreb și eu lumea dacă este cineva mărin aici. Nu e? La București nu se pune numele de mărin. E, se pune mâinile, da. Nuța, dar știi cum, am vrut să te induc puțin în eroare. Da, nu-ți mai face păcălit. Gâș. Te rog să rămâi alături de noi, pentru că suntem în parc și dacă tot se mănâncă mici de 1 mai, cu siguranță aici, da, să știi acasă, că în fața micilor ecrane. Pe lângă micii cei mari, avem niște prăjituri de la Baia Mare, de la, da, Codrencele, Doamne, acestea în costume populare. Da, doamne, Aurelia. Cum se numește, că la noi se numește Albă ca Zăpada? Albinița! Albinița! Albinița, gărgărița și toate insectele. Foarte, foarte Dragilor, bune! Dragilor, vă spuneam că suntem în Parcul Național și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Aolo, Doamne, zici că vine smordul cu Mico! Vă rog să faceți loc puțin. Avem în platoul emisiunii, suntem onorați să prezentăm cel mai mic mare sau cel mai mare mic, 100 de metri! Wow! Vai, dacă tot ați venit, cine s-a ocupat de micul ăsta? Măcelarii noștri profesioniști, lucrează la el de o zi jumătate. Atât de lung micul cel mare, n-am mai văzut așa ceva, vă spun sincer. Este în premieră în România, are 97 de metri. Da, dar nu vedeți că e mare. Deci e premieră? Premieră în România, da. Am vrut să facem de 100, dar nu s-a mai putut. Dragilor, vă doresc să următorul pas să fie în cartea recordurilor, acum că tot l-ați făcut. O să încercăm data viitoare, vă promit. Noi vă dorim succes, aplauze pentru băieții aceștia talentați, că iată ne-au adus în platou micul cel mai mare, deci e extraordinar, 100 de metri. Și vă rog din suflet, dacă puteți... N-am văzut în viața mea așa mici. Normal, doamna Saveta, pentru dumneavoastră l-am adus, nu vă faceți mulțumesc, gând. Vai de mine, iau acasă. Vreau să fie ansamblu aici în spatele nostru, să vă dați puțin stânga și dreapta, pentru că mai avem o invitată specială, zic eu, astăzi la matinal și popular de 1 mai în Parcul Național. Ne bucurăm din suflet că a acceptat invitația și din dragoste și respect pentru publicul dânsei este în această dimineață și ni s-a alăturat doamna Steliana Sima! Vă rog să-i faceți puțin loc! Îi mulțumim! Bună dimineața, doamna Steliana! Bună dimineața! Steliana. Eu am venit cu iarna după mine! Și totuși ați venit, indiferent cum v-ați adaptat ținuta potrivit, așa cum doamna Steliana ne-a obișnuit. Stai inițial că mi-intru și eu acum, o să... Nici nu mă gândesc. O să cânt, o să joc și mă voi da... Sunteți foarte frumoasă. E șarfa jos. Oamenii au pregătit aplauzele încă de când au auzit numele doamna Steliana Sima. Sunteți iubită, îndrăgită și respectată de publicul, telespectator și cei prezenți. Dacă toți suntem alături de dumneavoastră și sunteți alături de noi, ați văzut ce mic mare am avut am mai devreme? Am văzut, abia aștept să mănânc din el. Așa, o părticică mică, sper să-mi revină și mie. Vreau să vă ascultăm cu o piesă frumoasă, să spargem gheața, dar luăm o scurtă pauză de publicitate, lăsăm momentul așa în tensiune, ne cântă doamna Steliana Sima, da? Și aflăm și cine va fi noul meu coleg. O scurtă pauză de publicitate și revenim! Nu, e publicitate. Doamnelor și domnilor, la 1 mai, zi de sărbătoare, parcă totul a fost așa predestinat, a venit momentul, am trecut suspansul sau cel puțin l-am trecut parțial, am și eu emoții chiar dacă l-am în fața mea, vă spun sincer și vă mărturisesc din inimă, pentru că îmi doresc ca de această dată să trag glosul din plic norocos și să fie un coleg alături de care să prezentăm o emisiune frumoasă, să colaborăm frumos, să vă înveselim diminețile cu voia bună, cu toate lucrurile pe care le vom face și vi le-am pregătit, să ne îndrăgiți, pentru că sperăm noi să facem tot posibilul să ajungem la inimile dumneavoastră. Spectatorii care sunt alături de noi se bucură de naturalețea, zic eu, de care am dat dovadă și dăm, de prietenie, pentru că au venit, am făcut poze.
ne-am bucurat alături de dânsii. Vă spun încă o dată la mulți ani și probabil sau cel puțin sigur vă zic că din partea postului Etno TV vine ca un cadou surpriză și aș zice să facem marea descoperire. Vă spun că am și eu emoții, deși îl văd așa cu fața. Sunt nerăbdătoare și vreau să apară cu zâmbetul pe buze în fața dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, începând de astăzi la emisiunea Matinal și Populari, alături de mine la Vinia Mihaela Târzianu, mai nou neapu că m-am măritat, o să vină un coleg extraordinar, un om deosebit, un om care mi-a dat încredere, chiar dacă a fost invitat la emisiune și parcă așa, cu simțire în suflet, să zic, l-am trecut direct pe Jilț, am simțit că este omul potrivit la locul potrivit și jumătatea de a umple paharul. Îi spunem bună dimineața, bine a venit în postul Etno TV, în echipa Matinal și Populari, George Alduca! Bună dimineața, bună dimineața, dragi spectatori, bună dimineața, dragi telespectatori! Mai întâi la mine, bună dimineața! La Vinia! Să trăiesc, să înflorești, să fii fericită! Și suflet, bună dimineața marilor artiști! Este o adevărată bucurie pentru sufletul meu, pentru că mă întâlnesc cu acești interpreți dragi și cu marele public. Mă înclin cu toată dragostea și cu tot respectul meu în fața publicului spectator și a publicului telespectator. Știu că sunt foarte mulți români care mă îndrăgesc, dar sunt și români care poate nu mă îndrăgesc. Ei, eu le normal, mulțumesc tuturor mai, și de astăzi voi fi gazda dumneavoastră alături de colega mea minunată, Lavinia Târzianu, o fată de excepție. Și să dea Dumnezeu să fim o familie frumoasă pentru cântecul popular, pentru că ne dorim ca întotdeauna să intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul ecranului cu cei mai mari interpreți ai muzicii populare, dar și cu interpreții tineri aflați la început de drum. Pentru că această emisiune, Matinal și Populari, își deschide porțile pentru a primi tinerii care au ceva de spus în lumea cântecelor noastre. Este bine ca în drumul nostru să întâlnim tineri și să nu le retezăm aripile, să-i lăsăm să zboare frumos către lumea succesului. Mulțumesc echipei minunate, acestei familii deosebite care m-a primit cu brațele deschise. Mulțumesc producătorului general Cosmin Alexandru Man. Mulțumesc producătoarei mele, Dana Scoica, o fată de excepție. Îi mulțumesc redactorei noastre, Magda Man, și tuturor și vă mulțumesc. Operatorilor, sigur, pentru că fără ei n-am ajunge. Colegilor la de la camere, colegilor de la sunet, regizorului nostru de emisie, mașiniștilor, conducătorilor auto, tuturor, să știți că aici, la Etno, există într-adevăr o familie frumoasă care își dorește să aducă frumusețea cântecului popular. Mulțumesc și acestui public nemaipomenit. Iată prietenii mei care de-a lungul timpului... De la ora 7 sunt prezenți aici. Am făcut aici emisiuni frumoase. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Bine ați venit, dragi doamne. Vă mulțumesc, mulțumesc din suflet. Mulțumesc, doamna Mărioara. Să rămână. Astăzi el este răsfățatul nostru. Eu vă mulțumesc alături de noi și că ne susțineți această echipă frumoasă, așa cum a spus și Georgel, cu oameni deosebiți, poate și cu oameni cu răutăți, că fără ele n-am supraviețuit. Asta este situația. Ei, doamna Oana Gogoșerița din Pantelimon, să rând mâinile. Bineața, bine v-am găsit. Georgel, știți că vă iubește o țară întreagă și eu împreună cu grupul meu, care vin mereu 25 și peste 25 de persoane, venim că vă iubim și vă iubește toată țara. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru muzica populară. Muzica populară este un medicament pentru noi românii. Vă mulțumim și să aveți succes și sănătate multă. Să rămână, dați-mi voie să vă pup. Acesta este publicul nostru care în fiecare dimineață urmărește emisiunea Matinal și Populari. Mulțumim din pup. Suflet, vă mulțumim. A vorbit Georgel mai devreme de tinerețe, de cântecul popular cu atâta respect și vreau ca noi astăzi, spectatori,
invitați, prezentatori, telespectatori și oamenii dragi sufletelor noastre să îi facem așa un bun venit potrivit celui ce va fi alături de mine, coleg, prieten și frate, dacă pot și frate, spune, asta vreau Georgel să spun. Nucă, să deschizi acest eveniment frumos și această descoperire la Matinal. O horă oltenească și invit pe prietenii de aici și pe prietenii de acasă să jucăm, că este 1 mai, este o sărbătoare a noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Hai, olteni, intrați, măi, hora s-o jucați, măi, hora oltenească și cea boierească. Hai, olteni, intrați, măi, hora s-o jucați, măi, hora oltenească și cea boierească. Hai, dragă mărdie, joacă lângă mine, joacă legănat, măi, cum te-am învățat. Hai, dragă mărdie, joacă lângă mine, joacă legănat, măi, cum te-am învățat. Mare, zi de sărbătoare, hai români veniți, măi, hora s-o porniți. Azi e horă mare, zi de sărbătoare, hai români veniți, măi, hora s-o porniți. Că așa-i din bătrânii, măi, hora la românii, măi, hora românească stă să se pornească. Că așa-i din bătrânii, măi, hora la românii, măi, hora românească stă să se pornească. Măi, și nu sta pe loc, măi, joacă și matale, că e sărbătoare. Intră lele în joc, măi, și nu sta pe loc, măi, joacă și matale, că e sărbătoare. Uite neamărin, măi, parcă e un crin, măi, joacă nu se lasă, hora oltenească. Uite neamărin, măi, parcă e un crin, măi, joacă nu se lasă, hora oltenească. Joc și mâine seară, așa am să joc, măi, până nu mai pot. Am jucat aseară, joc și mâine seară, așa am să joc, măi, până nu mai pot. Eu n-am să mă las, măi, și-am să fac necaz, măi, la dușman să moară, până-i bag în boală. Eu n-am să mă las, măi, și-am să fac necaz, măi, la dușman să moară, până-i bag în boală. Felicitări, mulțumim fanilor, spectatorilor. A primit Georgel un braț de flori de bun venit, doamne deosebite, domni care ne sunt alături în această dimineață. Vreau să împart aceste flori cu tot publicul meu drag și cu toți telespectatorii care ne urmăresc. Mulțumesc, doamna Oana, vă mulțumesc. Să rămână mult. Și aș vrea să vină toți artiștii aici în mijlocul acestui public minunat. Iată cât de frumos știu acești români să vă primească. Sunteți artiștii țării, sunteți interpreții care întotdeauna reușiți să aduceți veselie în sufletele oamenilor. Mai Michael Jackson, ce să mai spunem? Da, Michael Jackson. Ileana, mă bucur din suflet pentru că suntem la zi de sărbătoare. Îți doresc din tot George, sufletul meu multă spune-ne sănătate. Spune-ne și nouă, cu cine ai înregistrat? Cu Mugurel de la Chișinău, subagheta dirijorală a maestrului Ion Dascăl. Frumos! Să felicitări. Trăiești! Maria Ghinea, vâlceanca mea dragă, vă rog să o aplaudați, este un om minunat. Eu de 1000 de ori mă mândresc mai mult pentru că, uite, până la urmă ai venit aici și ai bucurat sufletele și o să bucuri în fiecare dimineață sufletele telespectatorilor. Eu le mulțumesc tuturor românilor care mă susțin și mulțumesc încă o dată acestei familii frumoase. Despre următoarea interpretă se spune că este interpreta cu cei mai frumoși ochi. Așa este. Are chipul unei zeițe picate parcă de undeva din ceruri. Steliana Sima, prietenă dragă a sufletului meu. Să trăiesc, Steliana!
Dacă n-am intrat în publicitate... N-am intrat. Vreau să vă spun două vorbe. Două și după aia cântăm. Postul Etno TV a făcut o achiziție extraordinară. Îi felicit pentru această inițiativă, pentru această alegere. Georgel Nucă este omul potrivit la locul potrivit. Este om de televiziune, în primul rând, chiar dacă este interpret, dar face televiziune foarte bine. Și nu este numai prietenul dumneavoastră, este și prietenul meu, să știți. Sărân mâna, sărân. Adică al și nostru. Și, Georgel, dacă îmi permiți, acum mama m-a învățat ca din tot ce am să împart cu oamenii dragi, vreau câte o floricică să le ofer și artiștilor. Așa. Dar din dar se face rai. Și eu am să dau aceste flori artiștilor, invitațiilor noștri. Pentru că așa e frumos. Și cei care le-au oferit nu se supără că vi le-au oferit, pentru că... Se mulțumim și producătoarei noastre, Dana Scuica. Îi dăm și pentru Dana și pentru Suleiman. Sigur că da, tuturor. Doamna Saveta, o bucurie pentru noi să ne întâlnim cu dumneavoastră, o reprezentantă de frunte a cântecului transilvanean. De acolo, din St. George Bay, aduce cele mai frumoase cântece ale sufletului, ale neamului românesc. Dragul meu, să știi că a fost cea mai mare bucurie, mulțumesc, cea mai mare bucurie a fost ca tu să vii la Etno. Mi-am dorit foarte mult pentru că, într-adevăr, exact cum spune și Steliana Sima, ești un om de televiziune și chiar meriți să fii aici unde trebuie. Publicul te iubește, lumea te iubește, deci postul Etno a câștigat din nou, fraților, a câștigat public mult, a câștigat pe Georgel Nucă, care este cel mai potrivit om care a putut să existe. Să dea Dumnezeu emisiunea matinal și populari să se bucure de cea mai mare audiență. Înainte de a cânta doamna Saveta Bogdan, aș vrea să îi mulțumesc și Georgiane, pentru că ne este aproape o tânără care are cântece frumoase. Să trăiești! Mulțumesc și eu și dați-mi voie să vă urez spor. Știu că veniți cu o experiență vastă aici la Etno și cu siguranță sunteți, cum au spus și doamnele, omul potrivit la locul potrivit. Aveți un discurs frumos, sunteți un interpret înțelept și cu siguranță că cei care ne urmăresc vor avea de învățat de la dumneavoastră. Lavinia, ți-e foame? Nu, mie sete. Să știi că mi-e foame, am stat pe scaun acolo, n-am mâncat, n-am băut. Vreau să mergem să mâncăm mici. Ascuns. Și doamna Saveta Bogdan să ne cânte. Bravo! Saveta Bogdan, vă așteptăm în Parcul Național. Mulțumesc foarte mult, Georgel, îți doresc 100 de ani să stai la Etno, că Etno a câștigat, o câștigat publicul. Sunt fată de St. George Bay, la 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 la. Frunză verde, flor de tei, la 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 la. Sunt fată de St. George Bay, la 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 la. Măruțică și drăguță, la 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 la. O frumoasă țărăguță, la 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 la. Frunză verde, flor de tei, mă. Sunt fată de St. George Bay. Și-mi pun flori de busuioc, la 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 la. Duminica mi la joc, la 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 la. Și-mi pun flori de busuioc, la 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 la. Și cămeșă cu flori multe, la 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 la. Feciorii să-mi vă sărute, la 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 la. Duminica mi la joc, mă. Și-mi pun flori de busuioc. Lui, la 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 la. Fată-n sat ca mine nu-i la 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 la. Câți feciori am eu în sat, la 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 la. Toți îmi cer un sărutat, la 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 la. Pe Valea Someșului, mă. Fată-n sat ca mine nu-i. Și la care eu-i plăcea, la 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 la. Să vină la măicuța, la 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 la. Și la care eu-i plăcea, la 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 la. Să vină la măicuța, la 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 la. La măicuța mea acasă, la 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 la. Să mă ceară de mireasă, la 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 la. La măicuța mea acasă, la 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 la. Să mă ceară de mireasă, la 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 la. Of, Doamne, orice!
ce coleg am și eu alături, doamna Saveta mi-l fură întotdeauna. Păi, dar nu se știe că găina bătrână face zeama bună. Doamna, dar eu n-am înțeles cum e cu nasul. Cum e cu nasul? Măi, nasul tău dacă, e periculos. Adică bărbatul dacă are nasul mare, are și... Măi, dacă bărbatul are nasul mare, e de valoare! Înseamnă că are talent mare, nu? Are mare talent. Are talent cel cu nasul mare. Toți avem talent în această seară. Așa este, așa dar este. Avem zâmbete frumoase și avem cântece frumoase. Și talent are și următoarea invitată, dar să nu înțelegeți că are legătură cu nasul. Vreau să vină alături de noi Maria Ghinea. Doamna, de ce vă certați aici? Da, nu vă certați, doamna, că e în direct. Așa, doamna, Maria, pregătiți de dans, da, bravo. Ai dat acolo autografe, sute de autografe. Se certați să vă facă loc, ați înțeles? Vă făceau loc aici în platou. Măcar astăzi să fiu fericită. E, cum măcar astăzi? Maria Ghinea e fericită pentru că este un artist iubit de public, de noi. Este o bunică, este o mămică deosebită. Și o soacră, ce crezi? Da, și mulțumesc. O soacră. Maria Ghinea este un om deosebit. Aici în Parcul Național din București sunt foarte multe suflete, sunt mulți români care au venit să se bucure și de cântecele noastre. Și care vor să-și caute jumătatea, tot în Parcul Național pot veni. Avem aici de toate pentru toți. Eu mi-am găsit jumătatea în emisiune la Matinal și Popular și să petrecem în cinstea venirii lui Georgel Nucă a zilei de 1 mai și să dăm drumul la voie bună, nu, Georgel? Maria Ghinea! Te dai că ești om de casă, dar de mine nu-ți mai pasă. Mă minți că pleci la prășit sau pe luncă la cosit. Pentru mine nu-ți găsești vreme să mă mai iubești. Spune-mi, bărbățele, tot că de nu-ți arăt ce pot. Tot îți aflu mândrele și ne mănânc zilele. Spune-mi tu, bărbatul meu, că de nu le aflu eu, că după ea e mai rău, va fi mai de capul tău. Moșia e neprășită, lunga este necosită, le-ai muncit pe jumătate, râși ce-ai făcut, bărbate. Cu mândrele te-ai iubit și mi-ai venit obosit. N-am dormit ca lemnul-n pat, firai să fii de bărbat. Spune-mi, bărbățele, tot că de nu-ți arăt ce pot. Tot îți aflu mândrele și ne mănânc zilele. Spune-mi tu, bărbatul meu, că de nu le aflu eu, că după aia e mai rău, va fi mai de capul tău. Spune-mi purul adevăr, că eu sunt neagră la păr, dar tu pe cămașă ai cât un fir de păr bălai. Te-am găsit și pe roșcat și doar leana e în sat. Cu părul roșu ca și lung, știi tu unde vreau să ajung. Spune-mi, bărbățele, tot că de nu-ți arăt ce pot. Tot îți aflu mândrele și ne mănânc zilele. Spune-mi tu, bărbatul meu, că de nu le aflu eu, că după ea e mai rău, va fi mai de capul tău. Mulțumim! Aplauze, aplauze pentru Maria Ghinea! Măi, suntem Georgel la emisiunea Matinal și Popular, dragi telespectatori, aici în Parcul Național din București. E măi, Georgel, îmi dai voie, dar te rog frumos să întreb și-o băiatul, i-a plăcut cântecul sau i-a plăcut de mine?
I-a plăcut și cântecul, i-a plăcut și de tine, sunt convins de acest lucru. Și tuturor ne place de Steliana Sima. Steliana Sima, așa cum spuneam, un nume de referință în cântecul popular, cu sute de înregistrări în radio, în televiziune, cu foarte multe apariții în marile concerte ale țării noastre. Dacă spuneai mai devreme că sunt oameni care nu te iubesc, și eu am astfel de prieteni între ghilimele și vreau să spun că am considerat că ar fi cea mai elegantă replică să le dau prin cântec. Să vedeți ce cânte frumos le-am dedicat, pentru că așa o replică se duce în vânt, în zbor și o uită. Dar așa cântecul, stau în fotoliu, l-ascultă și își fac așa. Ce zici? Eu sunt nerăbdător să ascult acest cântec. Se intitulează Vor dușmâncuțele mele. Vor dușmâncuțele mele. Steliana Sima! Ori eu pe toți vă pun bine, ori voi mă omorâți pe mine, ori...
ori eu pe toți vă pun bine, lele, draga mea. Sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-aș știut să iubesc. Credeau dușmanii mei că mă bat slugă la ei, mă. Și eu și copiii mei, și eu și copiii mei. Dar Dumnezeu ca un sfânt nu le face lor pe gând, că face pe gândul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu, lele, draga mea. Sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-aș știut să iubesc. Șaoleu, mă, dă-mi, Doamne, că nu-și cer mult, că nu-și cer bani împrumut, mă. Cer noroc și sănătate, atunci ați bogat în toate. Că dacă sunt sănătos, dușmanii nu mă pun jos. Că dacă sunt sănătos, dușmanii nu mă pun jos. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-aș știut să iubesc. Șaoleu, mă, Doamne, dușmăniorii mei, păi, Doamne, bolovănei, mă. Să calcucisma pe ei, să calcucisma pe ei. S-au ucisma scârțâind, mândra din frunză pocnind. S-au ucisma scârțâind, mândra din frunză pocnind. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-am știut să iubesc. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-am știut să iubesc. Ei, mulțumim, Ileana Lăceanu, o să știm de acum înainte să iubim. Dragi oaspeți, dragi spectatori, dragi telespectatori, prieteni de-ai noștri dragi, vă invităm să continuați petrecerea aceasta care, din păcate, zic eu, se va termina la orele 12 matinal și populari, dar va continua începând cu orele 18:30 la seară bună, dragi români, alături de colega noastră Adriana Ștefan. Așadar, vă așteptăm de la ora 18:30, tot aici, în Parcul Național din București, pentru că îndrăgita prezentatoare Adriana Ștefan vă așteaptă cu alți artiști ai cântecului popular. Da, ne bucurăm din suflet și mulțumim încă o dată primăriei sectorului 2 și bineînțeles pentru o gazdă deosebită și organizatorilor. Felicitări, dragilor, pentru acest eveniment reușit care a început încă de vineri, festivalul Micului cel Mare! Să știi că eu nu mă așteptam ca în această dimineață să vină atâta lume. Iată, lasă modestia, cum să nu te aștepți? Nu ai unde arunca un ac. Așa că vă mulțumim! O să fim mai des aici, dar până mai venim noi, auzi? Să chemăm un alt artist. Îl în fața chemăm, dumneavoastră. Dar dai voie să-ți arăt ceva? Arată. Ia uite aici, o conferință de presă în spate, fii atent. Da, lasă-i, așa este, adică de întâi mai. Adică oamenii au discuții serioase, nu știu mai beau cum să vă zic. Mai trag așa câte o drușcă, mai mănâncă câte o mică și noi trebuie să ne simțim bine pentru că este sărbătoare. Toate cele bune pentru telespectatorii și spectatorii noștri. La mulți ani, români iubiți! Să fii sănătoși și mergem mai departe cu un alt invitat. Doamna Saveta, doamna prezentă, Saveta. Răspundeți la cadru. Nu veniți cu mâna goală, luați microfon, doamna Saveta. Lăsați că i-aduc eu. Așa, i-aduc eu, doamna Saveta. Saveta. Veniți aici în centru platoului. Mulțumesc, unde este bine artistului. Mulțumesc, drag, vreau să jucați, fraților, ca la Salva. Uitați ce face să doamna Saveta Bogdan cât nu cântă. Mănâncă cârnați, ceafă,
Ce ați mâncat de aici? Măi, n-am mâncat de o lună de zile. E... Atât așteptam 1 mai ăsta ca să vină să-mi pot să mă hrănesc și eu, măi, Georgica, măi. Lăsați că vă dau eu după ce ne cântați. Dumneavoastră cântați, între timp mai mulțumim încă o dată ansamblului Drag Chanel-ul, domn profesor coordonator Andrei Hamza. Le mulțumim, sunt copii serioși, talentați. Foarte și bune toate. Ați văzut, au venit și în platoul emisiunii noastre și așteptăm să revină cu mare Uite, drag. Uite, merg eu să-i servesc cu aceste bucate, dar merge și un cântecel cu saveta Bogdan! De la Salvan să George, băi, mai șai, la la la. Nu-i altul ca bădea-l meu, mai șai, la la la. Nu-i altul ca bădița în județul Bistrița, mai șai, la la. Nu-i altul ca bădița în județul Bistrița, șai, la la. De la Salvan să George, băi, nu-i altul ca bădea-l meu. Lasă-mă, măicuță-n pace, șai, la la la. Să joc cu cine-mi place, șai, la la la. Să joc numai cu badea, că el mândruște juca, mă, șalai, la. Să joc numai cu badea, că el mândruște juca, mă, șalai, la. Lasă-mă, măicuță-n pace, să joc cu cine îmi place. Bădița mă joacă bine, ai, la, la, la. Cum nu știe altul lume, ai, la, la, la. Noi fecior ca să lume treată și nici fată să nu-l plată, șa, la, la. Noi fecior ca să lângă treacă, ce nici fată să nu-l placă, șalai, la. Bădița mă joacă bine, cum nu știe altul lume. Și la joc duminica, mă, șai, la, la, la. Badea cu mine jucam, așa-i, la, la, la. Și nimeni n-o fi ca noi, de la Salvan St. George, băi, șalai, la. Și nimeni n-o fi ca noi, de la Salvan St. George, băi, șalai, la. Bravo, bravo, bravo! Mulțumim, doamna Saveta Bogdan. Unde ești, zâna mea? Zâna m-am mea, prințesa mea. M-am pierdut în mulțime, să știi. Am băut puțină apă, am mai primit felicitări de la doamnele noastre telespectatoare. Dar te-a mușcat cineva de aici? Nu, cred că am fost pupată. Am înțeles. Ce, te-ai supărat? Nu, nu fi supărat. Nu mă gândeam că te-a mușcat vreun țânțar. Nu m-am mușcat nici un țânțar. Uite, am primit felicitări din partea doamnelor. Ia uite cum fac doamnele cu mâna. Ocazia venirii tale astăzi la matinal. Sunt telespectatoare dragi ale emisiunii, le mulțumesc încă o dată și nu mă așteptam, îți zic sincer, Georgel, tu știi că eu sunt modestă în banca mea, nu-mi place să mă lau și așa, chiar mai așa departe este. Și am întâlnit astăzi cu zâmbetul pe buze la vine, te urmărim, să știți că este o bucurie, dragi oameni, dragi spectatori, dragi telespectatori, să vezi că oamenii te primesc cu aceeași bucurie și nu numai în fața micilor ecrane și aici în platou. Toți acești oameni, că sunt spectatori, că sunt telespectatori, sunt prietenii noștri și vă rugăm, atunci când mai greșim, să ne iertați, pentru că nu o facem cu rea intenție. Ne dorim ca totul să fie perfect. Așa că vă mulțumim. Noi nu facem cu rea intenție. Noi nu facem cu rea intenție. Ne dorim doar să vă înveselim sufletul și inima în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 9 la ora 12. Și dânsii sunt cei care ne țin
pe micile ecrane, pentru că prin bucuria de a ne primi, prin bucuria de a ne felicita și a se bucura de noi, ăsta e lucru pentru care, iată, suntem în continuare pe micile ecrane. Dar eu vreau să vă fac o bucurie și mai mare acum și să vă invit la dans alături de mine și, bineînțeles, de artiștii pe care dumneavoastră iubiți, că n-avem cum să mâncăm micul fără o muzică bună și eu vreau să ne cânte Georgel Nuca acum. Da, dar înainte vreau să vă spun că am să interpretez o melodie intitulată Ce e drag românului din repertoriul doamnei Maria Cornescu. Să trăiască doamna Maria Cornescu și să o salutăm și pe doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu, pentru că aseară a fost soacră mare. Să vă trăiască puișorii, doamna Elisabeta Turcu! Frunzuliță de gutui, ce e drag românului? Frunzuliță de gutui, ce e drag românului? Apa limpede din râu, lanuri întinse de greu, lanuri mândre nesfârșite cu spicele aurite. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Îi plac lungile cu flori să joace la sărbători. Îi plac lungile cu flori să joace la sărbători. Sârbe mândre tinerești și horele bătrânești, să le joace, să le cânte lumea întreagă să le asculte. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Că și eu româna sunt când țara așa lei pământ. Că și eu româna sunt când țara așa lei pământ. Când pădurea și izvorul vă, când dragostea și dorul, mizraș codrii din Carpași, când dragostea de frați. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Că și eu româna sunt când țara așa-l iei pământ. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Mă descurc.
restul inimă le țin. Din tine când voi pleca, Dumnezeu m-o judeca. Lume, lume-mi pare bine, ești cu ochii pe mine. Mulțumesc pentru ce-mi dai și de grijă care o ai. Dar lasă-mă să o duc eu, că deloc nu-mi este greu. Singură grijă să-mi duc, n-ai teamă că mă descurc. Mulțumim, bravo, doamna Maria Ghinea, vă rugăm cu mare respect să ne faceți puțin loc, pentru că avem o provocare pentru artiști. Rog ansamblu Drăgșănelu să rămână alături de noi. Avem și un concurs, să știți, până la ora 12, dumneavoastră, cei de aici, vă puteți, după ora 12, după vă puteți înscrie la după un concurs. Primiți noastră și premii. Vă așteptăm aici, la statuie. Primii 10 care se înscriu în concursul nostru vor intra în concursul de mâncat mici. E, cu ce se... cu ce se ocupă lucrul acesta, mai multe informații, ce exercițiu vom avea, aflați la orele 12 după ce se termină emisiunea matinală și populară, așa cum a spus George, la statuie. Avem provocări. Foarte multe. Eu hai zic să mergem la butoi. Butoi. Îți place vinul de butoi? Nu-mi place, îmi plac cei care îl consumă. Oh, ia zeamă să vedem, de varză ne face... place? Da, asta hai da. Să bem zeamă de varză, ca azi noapte... Ne face Andrei puțin loc. Azi noapte mi-am petrecut la doamna Elisabeta Turcu, de aia vreau zeamă de varză. Aici avem mici pe un platou, am să-i rog pe spectatorii noștri să facă puțin loc, că totul avem pe doamna Ileana Lăceanu, doamna Maria Ghinea, doamna Saveta Bogdan. Dragile mele, vedeți bine că avem un platou cu mici. Câți mici puteți mânca dumneavoastră într-un minut? Postiți? Nu mănânc mici, dragă, eu mănânc carne de oaie... Ok, schimbăm. Cine Ileana, poate mănâncă mici, cine nu cârnați? Cârnați, cârnați, mănânci? Sorry. Carne. Dacă te dai prăjituri, mâncă... A zis că mănâncă carne. Uite, avem carne pentru tine. Dragă, eu am mâncat doar prăjituri de la Baia Mare. Albinuța. Lasă că mănâncă Maria Ghinea, că am încredere în talentul ei. De ce presimtă, doamna Saveta, v-a mâncat cei mai mulți? Am mâncat unul, nu mai pot să mănânc și al doilea. Haideți, doamna Saveta, vă dați așa în doamna fund de la concurs. Doamna, te-a zis mai devreme cât eram eu să ne certăm, acolo, ce facem? Ați spus că... am mâncat unul, cât să mai mănânc? De ce, nu mă faceți că iau micul acum și... Ia păpușe, ia cu pâine, ia păpușe, ia cu pâine. Hai cu tata. Mai bine invităm doi telespectatori care vor să ne ajute. Păi n-au cum să străbată. Ia dați-mi, doamnă, dumneavoastră mie. Eu vreau să mă servească Saveta Bogdan, că și așa sunt de mâncat de 3 zile. Ia, păi așa. Dați-mi micul, eu țin tava. Ce-mi dați? Îmi dați toată tava, bag așa? Îi băgați da. Decât... O, ia las, doamnă, cu mâna. Doamnă! Cu mâna, hai, doamnă! Cu mânuța se ia. Ține micuțul. Hai, aș mănâncă ea. Hai, da. Georgica, tot așa ești cel mai tare. Așa cură mare are colegul meu. Și cu pâine, ia cu de toate, Georgel, cum ai învățat de acasă, da? E păcat de dumneavoastră. Așa, cu poale în bru. Până mănâncă Georgel, că știți și dumneavoastră cum e, nu e frumos să mănânci cu gura plină, dar aș vrea să vă întreb, ce ați făcut, ne-ați ascuns-o? Ia nu unde am mai făcut loc. Calz unde acum. Este doamna Steliana Sima? Unde este doamna Steliana Sima? Ia să vedem, avem aici public cu plămâni să o strige? Hai! Steliana! Steliana! Cred că a plecat. Hai, doamna Steliana Sima, ia să vedem încă o dată, poate vine! Unde o fi, doamna Steliana? A venit, doamna Steliana! Și cum bine știți că este o mare iubitoare de animăluțe, în special de cățeluși, doamna Steliana Sima, iată, a întâlnit o iubire mică cu sufletelul, un cățel frumos, doamna Steliana, vă lipiți de animăluțe. Uite, ai văzut unde era? E al tău? E al tău? Oh! Încet, tăticu! E foarte frumos, foarte frumos. Un bișon drăguț aici.
până lasă doamna Steliana frumusețea de animalul. S-a bucurat? Simte, domne, omul cu suflet. Steliana, ai mâncat acasă când ai plecat? Astăzi? Da. Păi ce să mănâncă? La ora 5 am plecat de la Elisabeta Turcu de la masă. După ce necânt, și, da. Te servesc cu mici. O cafea vreau. O cafea? Da. O cafea, colegul auzi? Nostru. Și când m-am gândit, fii atent, am ajuns de la 5, până m-am demachiat, până m-am te-ai întors, mai te-ai întors așa pe stânga, pe dreapta. Două ore dacă stătui și după aia încep iar. Îmi curgeau lacrimile și mă machiau dimineața așa. Oricum, tu ești o artistă frumoasă, pioptită. Cum să nu vin? Indiferent. Păi nu pot să apar oricum în fața oamenilor. De la doamna Aurica Alexandru din Gura Humorului, doamna Cornelia Felicia Teglas, doamna Graziela, o iubitoare de folclor și o admiratoare și o prietenă a sufletului meu și al nostru. Mi-a trimis ca să mă convingă, a făcut poze la ecran ca să ne convingă. Să te convingă că se uită. Da, că se uită în momentul ăsta. Vă iubim, doamna Graziela. Doamna Videa din Videle Telorman, sunt foarte, foarte mulți telespectatori care la această oră stau în fața micului ecran și ne urmăresc. Ne cântă. În fond, noi dăm semnalul de aici. Unul mai muncitoresc de aici, din Parcul 23 August. Steliana, Parcul Național. Zima! E zi de sărbătoare, jos la Cilienii Vale, lângă malul Oltului se strâng visatul lui. Să-i vezi cum se veselesc, cum se poartă, cum vorbesc, cum și îmbracă straiele, cum învântesc porile. Să-i vezi cum se veselesc, cum se poartă, cum vorbesc, cum și îmbracă straiele, morile. În șarete și căruțe vin olteni și oltencuțe cu costumele din lada. Soarele stă loc să-i vadă pe boscele și pe ei, toată floarea din câmpii. Se aud cântece de dor, Doamne mor de dragul lor, pe boscele și pe ei, toată floarea din câmpii. Se aud cântece de dor, Doamne mor de dragul lor. Așa sunt oltenii mei și eu mă mândresc cu ei, frumoși cu mintea deșteaptă și cu vorba înțeleaptă. Unde muncă puși pe glume, li s-a dus vestea în lume. La mânie foc și pară, la iubit floare de vară. Așa sunt oltenii mei și eu mă mândresc cu ei, oltencuțe sunt și eu și mi-e dracu neamul meu. La socrin ca să-i intrai, dar bine nu fui intratu, că soacră mi-ai dat dracu. Mă grăbi, mă măritai, la socrin ca să-i intrai, dar bine nu fui intratu, că soacră mi-ai dat dracu. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă suduie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui lași pietena, nu cu pieptenul cu mâna, că mă suduie într-una. Mirai tu să fie soacră.
dacă vreau a mă culca, strigă pe la ușa mea. Ia mă turamba din geam, ăsta-i traiul care l-am. Dacă vreau a mă culca, strigă pe la ușa mea. Ia mă turamba din geam, ăsta-i traiul care l-am. Mândră mai e soacră mea, părui laș pietena. Nu cu piepte, nu cu mâna, că mă suduie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui laș pietena. Nu cu piepte, nu cu mâna, că mă suduie într-una. Aș vrea și aș lucra s-o ajut pe soacră mea, dar când îi văd uitătura, acră îi ca murătura. Eu aș vrea și aș lucra s-o ajut pe soacră mea, dar când îi văd uitătura, acră îi ca murătura. Mândră mai e soacră mea, părui laș pietena. Nu cu piepte, nu cu mâna, că mă suduie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui laș pietena. Nu cu piepte, nu cu mâna, că mă suduie într-una. Apoi facem lege nouă. Nu e după cum vrea ea, mai e și ca norosa. O mai las o lună, două, și-apoi facem lege nouă. Nu e după cum vrea ea, mai e și ca norosa. Mândră mai e soacră mea, părui laș pietena. Nu cu piepte, nu cu mâna, că mă suduie într-una. Mândră mai e soacră mea, părui laș pietena. Nu cu piepte, nu cu mâna, că mă suduie într-una. Aplauze, aplauze pentru Ileana Lăceanu, îi mulțumim mult de tot. Băi, Lavinia, hello, stai, domne. Dacă domnul vrea poza. Hai mai pozează-te. Domne, noi suntem aici la grătar pentru că este 1 mai. Avem mici, avem costiță, avem cârnați. De ce nu striga să vină lumea să cumpere mici? Haideți cu fața către cameră. Elisandu Brățan. La Berbecuza Proțap, care e foarte bun, făcută... Cineva a spus dumneavoastră că mi-e place bucății, făcut, domnul. E făcut de Sandu Proțap, e stropit cu sare și cu lămâie și e foarte bun. E un domne, nu mai aveți bun. Nevoie de cineva să angajați aici, urgent, să facă deci vânzare. Deci că domnul, dacă spunea altceva decât spunea el, ne și certa. Deci e făcut foarte bun, deci e și cu sare și cu lămâie și dacă spui ceva... Domne, ca să faci zare, nu știu, să vindem toată marfa noastră... Ce trebuie, domnișoară. Da, eu. Domnișoară, ia vină o păpușă aici. Am adus, domne, să facem treabă, mai câștigăm și noi un bac. Madame Savet, dați-i, domne, dați-i unetele. Doamna Saveta, vă ține microfonul. Ia cum întoarceți și cum strigați, cum adunați dumneavoastră oamenii. Duceți-i, stați așa, duceți-vă la mic acolo. Duceți-vă acolo, duceți. Așa. Lângă mine veniți că sunteți atât de mici și talentați. Ia, Saveta Bogdan. Cel mai mare, haideți la mici! Hai la micul cel mai mare pe grătar! Dar mai și mâncați din ei, doamna Saveta! Dă-mi și mie ceva! Mai poftiți pe la noi! Hai la cârnați, ia ascultați-i! Și mai poftiți pe la noi, că sunt buni și sunt gustoși, e cu oameni de gustoși, cu Sandu Proțap, care face foarte... Înțelegem, domnul Proțap! Avem aici vânzătoare ca lumea! Hai la micul cel mai mare! Hai! Aolea, vi s-a ofilit micul, doamna Saveta! Domne, stați așa, ca să țipe mai bine, să aibă mai multă voce, doamna Saveta. Luați-o, domne, un pic în brațe, aruncați-o de trei ori în sus și prindeți-o odată. Ia, duceți-vă, domne, lângă ea! Duceți-vă, domne, lângă ea! Ia, du-te, domne, acolo! Ia-o, domne, pe Saveta, aruncă-o! Noi! Hai, pupă-o pe Saveta! Hai, dar ce vă potriviți, doamna Saveta! Vă cam speriați de mititel, doamna Saveta!
No. Doamna, doamna Saveta, vă las aici că faceți treabă bună. Eu zic că facem treabă bună amândoi. Hai la micul cel mai mare! Hai la Coste! Gata și la așa. Cel mai tare! Doamne, pentru asta trebuie să o plătiți pe Saveta Bogdan. Dați-i și ei purcelul ăsta sau ce e ăsta, miel? E berbecuț, berbecuț. Cine a apăsat, măi? Doamna Saveta, hai să-l luăm, dumneavoastră, de un cap și eu de un cap. Hai, luați că e al nostru, auziți? Dar lasă-l, doamnei Saveta, Georgel, păi că după aia o să fie chemat-o aici, lasă. Nu trebuie să împartă păi și cu mine. Păi ai chemat-o, dar dânsa, na. Îi lasă că e mare, ia că trebuie să-l luăm cu Sărmâna. Eu știi ce propun? Cel mai mare, bravo, doamna Saveta, am învățat și strigătura. Rămânem aici, lângă Grataragii șef, dacă pot spune așa, pentru că platoul emisiunii este pregătită doamna Steliana Sima și trebuie să o ascultăm.
Aplauze, aplauze pentru Steliana Sima, Lavinia, Păpușe, draga mea. Da. Ce-ți face cu ochiul acolo? Uite, îmi face un biscuit de casă. Nu mă, vă supărați, Camla, nu? Mă, da? Doamnă, să știți că mie îmi face cu ochiul această plăcintă sau poale în brâu, cum moldovenești, tocmai de la Botoșani am venit cu ele, sunt produse tradiționale, ingrediente naturale, cele mai vechi rețete de plăcinte, luate de la străbunicile noastre, deci nu punem iauri, nu punem absolut nimic, numai făină, sare, apă, drojdie, ulei, unt sau smântână. Am înțeles. Haideți să vedem așa cum le împachetați. Acestea sunt plăcintele poale în brâu, umplute cu brânză dulce și stafide. Mai aveți nevoie așa de ajutoare? Da, cine vrea să învețe cum se face sau să vină, așteptăm cu mare drag, chiar și pe dumneavoastră. Păi nu, eu vreau să mă angajați, doamnă. Cu mare drag. De la ora 9 până la ora 12 sunt la Etno TV, la Matinal și Popular. Și de la 12 în intervalul încolo, ăsta. Cum? Am crezut că în intervalul ăsta. Nu în intervalul ăsta, că nu vreau să te mai las singură. După ce o intre și domnșoara la vine lângă noi. Dragii mei, dragi spectatori, dragi oaspeți, gazdelor, telespectatorilor și mai mulți. Începând cu ora 12, imediat după ce emisiunea Matinal și Popular se termină, la statuie vă așteptăm cu mare drag să vă înscrieți pentru concursul Mâncatul de mici, domne, micul cel mare sau marele cel mic, nu știu. Primii 10 înscriși vor participa, așa că nu trebuie să ratați, începând cu orele 12. Poftiți, vă rog, poftiți, avem poale în brâu, avem ce e asta, doamnă, spuneți. Ce e aia? Sărată și mărat. Alivenci moldovenești. Alivenci? Alivenci? Moldovenești, auzi. Cu brânză dulce. Am înțeles. Poftiți, doamnă, mai avem câteva. Haideți, că sunt la ofertă. Haideți, doamnă. Câteva, că-i tava plină. Vă dau eu așa, doamnă, din partea mea. Că luat de la mine, să știi, am primit și floare de la dânsa. O să ia de la mine mai. Domne, am o întrebare la dumneavoastră. Cum se numește emisiunea noastră? Tare, să strige toată lumea. Tare, 1, 2, 3 și... Maria Ghina, trebuie să-ți tragi. Bravo, doamnă! Ați avut cei mai buni plămâni și pentru că distracția e întoi astăzi de 1 mai în Parcul Național. Eu vreau să mai mulțumesc pentru că vă spun cinstit, sunt aici niște organizatori extraordinari. Vreau să-i felicit pe toți și să le mulțumim că s-au gândit la noi, iar Etno TV este partener media. Îmi place aici așa pentru că mă relaxez la soare și cred eu că este un artist pregătit acolo, nu? În platou. Ia să vedem dacă doamna Saveta s-a descurcat la mici, cine cântă acum. Doamna, da, Saveta, m-am descurcat, sunt aici. Madame Savet. Succes! La mulți ani paharul sus, la mulți ani. Se-nchinăm până l-au adus la mulți ani. Să petrecem zi și noapte, la mulți ani cu sănătate. Să petrecem zi și noapte, la mulți ani cu sănătate. La mulți ani paharul sus, mă. Se-nchinăm până l-au adus. Astăzi beau și chefuiesc la mulți ani. Sufletul mi-l răcoresc la mulți ani. Sus paharul cu jinaz, măi, și se uităm de necaz, măi. Sus paharul cu jinaz, măi, și se uităm de necaz, măi. Astăzi beau și chefuiesc, măi. Sufletul mi-l răcoresc. Să aveți voie bună în casă la mulți ani. Lângă o nevastă frumoasă la mulți ani. Sus paharul fiecare. Să chinăm cu micu mare. Sus paharul fiecare. Să chinăm cu micu mare. Să aveți voie bună în casă. Lângă o nevastă frumoasă. Atunci când beau și petrec la mulți ani, pretinii eu mi-aleg la mulți ani. Cine e om cu suflet mare, rămâne om până-n moare. La mulți ani cu sănătate,
și de rău să n-aveți parte. Felicitări! Mulțumim, doamna Saveta Bogdan, ați văzut ce tânăr talentat mulțumim. Avem aici. Mă, l-am văzut cam târziu, e cam mulțumim gerovitale. Mulțumim mult, profesor, că sunteți alături de noi. Cea mai mare plăcere din partea... E frumos și îmi pare bine că iubește folclorul și dansul. El coordonează ansamblul Drăgșănelu. Frumos, bravo. Vă felicit și mă bucur. Paralizează doamna Saveta din capul în picioare. Păi da, mă uit la el așa cum arată. Domne, eu mă bucur foarte mult, iată, toată lumea ne pozează aici, toată lumea se simte bine, este o sărbătoare frumoasă. Vă mulțumim încă o dată, dragii noștri spectatori și telespectatori, că ne sunteți aproape și nu uitați că și mâine, de la ora 9, ne întâlnim la EtnoTV, la emisiunea Matinal și Popular. De luni până vineri vom fi gazdele dumneavoastră. Așa este și pentru că nu trebuie să luăm pauză de la voie bună, distracție. Și aici se tot în 5 ore, așa că vreau să vă invit cu mare drag să încingem o horă frumoasă. Bineînțeles să permiteți ansamblului Drăgșăneu să ne fie alături și ne cântă colegul meu Georgel Nucă. Azi s-a dus dragostea noastră. La noi a rămas... Pică ploaia pe fereastră, azi s-a dus dragostea noastră. Mândră ce mult te-am iubit, dar tu rău m-ai amăgit, mă. Ai crezut că așa-i mai bine să te-ncrezi în altă lume, of, i-ai crezut pe-i mei dușmani, eu pe ei nu dau doi bani, of, mă rog mândră pentru tine, în viață să-ți fie că așa-i mai bine, of, of. Ne-am iubit mândre 2 ani, iar acum suntem dușmanii, of, of. Ai crezut că ai oameni care-ți vor bine, dar aceia-s oameni răi, ce-au băgat ceartă între noi, mă. Rămâi mândră, sănătoasă, că de tine nu mi mai pasă, of, of. Rămâi mândra mea cu bine, nu te mai vreau lângă mine, of, of. Mândră tu nu m-ai crezut, când sufletul m-a durut, mă. Ai fost lângă mine când eu plângeam pentru tine. Nu vreau să te mai iubesc, nici cu tine să vorbesc, of, of. Acum nu mai vreau să plâng, vreau să joc, să cânt, să râd, of, of. Să-mi petrec, să mă simt bine cu cei dragi pe
excepțională astăzi în Parcul Național. Vă mulțumesc, dragi oameni, deosebit, să fiți sănătoși, fericiți și să ne vedem tot timpul la evenimente de genul acesta frumoase și cu reușite. Iar de la ora 12, după ce încheiem această transmisiune în direct, vă așteptăm să vă înscrieți la concursul nostru. Primii 10 concurenți se vor înscrie direct în concurs, concursul de mici. Înscrierile au loc chiar aici, la statuie. Momentan statuia e ocupată, dar va fi eliberată. După ce se termină această emisiune, vreau să-i mulțumesc și eu domnului Ciunganu de la Gorj pentru acest dar frumos, să trăiască, să înflorească. Și eu, zici că e turnat și nu i-am trimis măsurile. Așa este. Să le mulțumim tuturor telespectatorilor care au fost aproape de noi. Să le mulțumim artiștilor doamna Seliana Sima, doamna Maria Ghinea, doamna Ileana Lăceanu, doamna Saveta Bogdan și, bineînțeles, Georgiana Spunu, care a trebuit să mai fie prezentă la o altă emisiune și a plecat. Iar noi vă invităm de luni până vineri, de la ora 9 la ora 12, să ne fiți aproape la emisiunea Matinal și populari. Nici nu știți dumneavoastră cât de mult înseamnă să ne urmăriți emisiunile, nici nu știți cât de mult înseamnă pentru sufletele noastre atunci când ne zâmbiți și mai ales când ne aplaudați. Ne înclinăm cu toată dragostea noastră, cu tot respectul, în fața marelui public. Și mulțumesc mult de tot pentru că m-ați acceptat și pe mine în această familie frumoasă. Le mulțumesc colegilor de la Edno, tuturor, și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că am o relație extraordinar de frumoasă cu interpreții de muzică populară. Aceeași relație o am și cu dumneavoastră, publicul spectator și telespectator. Mulțumim din suflet ansamblu Drag Chanelo, aplauze și pentru acești copii talentați și Andrei Hamza, domnul profesor coordonator. Doamna Ileana, vreți să vă predau ștafeta? Vrea să vină elicopterul, doamna Ileana, dar până ne urcăm noi în elicopter, continuăm cu voie bună horă și nu uitați că mâine vă dăm întâlnire în fața micilor ecrane, începând cu ora 9 pe Edno TV la Matinal și Popular. Vreau să îți dau acest buchet de flori. Vreau să îi invit pe prietenii spectatori și telespectatori de la ora 18:30, tot aici în Parcul Național, pentru că Adriana Ștefan vă întâmpină cu alți artiști ai cântecului popular românesc. Eu sunt George și Lavinia Târzianu. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim toate cele bune. Ați fost un public nemaipomenit. Și încheiem ediția de astăzi a emisiunii Matinal și Popular cu Steliana Sima. Să o ascultăm cu drag! Aplauze pentru doamna Steliana Sima! Ne vedem mâine de la ora 9!